Sau discuțiile coaliției pe tematica PNRR? Principalul subiect de discuție în cadrul coaliției a fost structura Planului Național de Reziliență și Restructurare, care sunt reformele, care sunt măsurile, intervențiile, practic pe ce urmează să fie utilizați banii pe care îi vom obține din facilitatea de reziliență și recuperare. Am făcut pași înainte, sigur că față de pozițiile prezentate de formațiuni, am discutat toate punctele și am făcut pași înainte și într-un timp cât mai scurt posibil vom ajunge la o formă pe care să o putem discuta cu președintele României și de asemenea să putem ulterior să o trimitem către Comisia Europeană. Mai sunt anumite sume care trebuie alocate către diferitele măsuri și mai sunt vreo două, trei măsuri care sunt încă în discuție. V-ați prins pe național și repartizarea de fonduri către ONG-uri, așa cum propune USR? Există o propunere de a finanța și activitatea unor organizații neguvernamentale. Trebuie un pic mai serios fundamentată, adică prezentate amănunte pe ce tipuri de activități urmează a fi accesibile aceste forme de finanțare. Ce vreau despre avocatul poporului, în ce stadiu este procesul de revocare? Deci am sesizat comisiile juridice. În momentul în care se va dezbate în comisiile juridice și vom avea un raport, vom înainta această propunere în dezbaterea plenului Camerelor Reunite. Dar ați ajuns la o înțelegere cu liderii coaliției cu privire la împărțirea pe aceste funcții, vorbind de avocatul poporului, șefia TVR și radio. Astăzi am discutat strict pe planul național de reziliență și recuperare, am considerat că este subiectul cel mai important. Dar există un consens pe această temă, pe tema invitată de colega mea? Când vom avea decizii luate la nivelul coaliției, le vom prezenta public. Nu există niciun blocaj când vom lua o decizie pe tema, pe temele TVR, radio, avocatul poporului și alte entități, le vom prezenta public. Dar care este prima opțiune a PNL, avocatul poporului sau șefia TVR? Deci prima opțiune a Partidului Național Liberal este să finalizăm discuțiile legate de Planul Național de Reziliență și Recuperare, pentru că este din punctul nostru de vedere, fundamental pentru susținerea procesului de reformă și a procesului de investiții în toate domeniile de intervenție, indiferent că este vorba de infrastructură de transport, de infrastructură locală, de educație, de sănătate, de susținerea mediului de afaceri, toate domeniile care urmează a fi finanțate prin Planul Național de Reziliență și Recuperare sunt extrem de importante și prioritatea noastră este să ajungem la o formă pe care să o putem prezenta Comisiei Europene. Cât ați convenit să fie repartizați către, de exemplu, OAD-uri, către ONG-uri și către mediul privat? Am înțeles că discuția a fost pe alocările. A fost o discuție mai complexă. În primul rând este vorba de alocările pe domeniu, pe mediu, pe sănătate, pe educație, pe infrastructură de transport, pe infrastructură locală. Ele în sine, măsurile vizează, de exemplu, autoritățile locale pe mai multe măsuri, nu numai planul de reziliență pentru autoritățile locale, pentru unitățile administrativ-teritoriale. Există alocări și gestionate de Ministerul Mediului pentru apă și canal, în special în localitățile de sub 2000 de locuitori sau în localitățile care nu s-au încadrat în masterplanurile din faza a doua a strategiei pe rețele de extindere a rețelelor de apă și canalizare. Există resurse financiare care vor fi alocate și pentru investițiile în înființarea de distribuții de gaz. Există de asemenea fonduri care vor ajunge către autoritățile locale și pe zona de educație, pe zona de muncă și protecție socială și pe alte domenii de intervenție. Tratatul care vizează majorarea contribuției României. Vom convoca în cursul acestei săptămâni birourile permanente reunite. Chiar făceam analiza, să spun, inactivității Parlamentului în legislatura trecută
Există restanțe majore, nu s-au fost supuse dezbateri, rapoarte de activitate, indiferent că e vorba de Curtea de Conturi, de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, de TVR, radio. Deci, practic, majoritatea PSD din Parlamentul trecut pur și simplu a ignorat o serie de atribuții și competențe ale Parlamentului și noi va trebui acum să readucem toate lucrurile astea la zi. Legat de această lege de ratificare, fără de care nu puteți aprobați PNRR-ul, vă trebuie 2/3 majoritatea aici. Explicația pe care o dați dumneavoastră, aici nu este vorba de aprobarea PNRR-ului. Dacă Euratom nu este ratificat, deci decizia de creștere a resurselor pentru a susține finanțarea acestor proiecte, este pusă în pericol facilitatea de recuperare și reziliență la nivel european. Toate parlamentele, toate țările care au în Constituție obligația de ratificare a acestor modificări, trebuie să ratifice aceste modificări pentru a putea permite Comisiei Europene să se împrumute pentru finanțarea întregului pachet de măsuri pentru toate țările din Uniunea Europeană din cadrul facilității de recuperare și reziliență. Eu cred că orice partid responsabil din România va vota pentru ratificare. Nu veți fi de acord ca PNRR-ul să fie dezbătut în Parlament? Deja au fost discuții legate de PNRR, cred că e a doua sau a treia discuție în cadrul Comisiei de Afaceri Europene, sunt discuții legate de PNRR. Dar programul, Planul Național de Reziliență și Recuperare va fi trimis de guvern, pentru că guvernul este cel care trebuie să trimită planul la Comisia Europeană. Domnule președinte, prin ce s-a remarcat Adrian Păduran, pe care tocmai a fost numit secretar de stat la CAI, pensionat de acum 2 ani, s-a numit PNL-ul, ce s-a remarcat, de ce l-ați numit? Este un om care are o carieră în cadrul structurilor, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Este un om care cunoaște problematica în domeniul Ministerului Afacerilor Interne și va putea să gireze această funcție de secretar de stat. Va acumula pensia cu indemnizația de secretar de stat? În privința acumului pensiei cu salariu, chiar am avut discuție în cadrul Biroului Politic Național, doamna ministru Raluca Turcan ne-a prezentat proiectul care se află în pregătire, care să reglementeze situația acumului pensiei cu salariu. Ce prevede acest proiect prezentat de doamna ministru? Vom prezenta când va fi elaborat, dar în principiu nu va mai permite cumularea pensiei în sectorul public, pensiei cu salariul din sectorul public. Când va fi gata proiectul de lege, va fi prezentat acest proiect. Ca principiu, vi se pare în regulă să înaintați un astfel de proiect de lege, dar pe de altă parte să propuneți oameni în funcție astfel încât să beneficieze și de pensie și de salariu de secretar de stat în același timp? Este deja al doilea caz în cadrul coaliției de guvernare, pe care știm noi că... Oricine, odată cu adoptarea legii, va trebui să respecte legea. Dar ca principiu, vi se pare... Principiul susținem prin proiectul de lege, iar punctul nostru de vedere este foarte clar. Proiectul de lege, așa cum am anunțat deja și doamna ministru Raluca Turcan a anunțat deja, nu va mai permite posibilitatea cumulării salariului în sectorul public cu pensia. Alte întrebări, dacă sunteți amabile. Senatul votează și dezbate astăzi proiectul de ordonanță de urgență prin care s-au luat de vacanță și gratuitatea pe măsurile pentru a asigura echilibrul bugetar, reducerea deficitului bugetar. Era o idee a colegului dumneavoastră, profesor Roman, era susținută și de dumneavoastră într-o fază anterioară, aceea de a da totuși un număr de călătorii gratuite. Am dat răspunsul la această întrebare, eu voi respecta decizia care se va lua la nivelul coaliției. Dacă se va decide la nivelul coaliției adoptarea în Parlament a ordonanței de urgență în forma în care a fost adoptată de guvern, atunci așa vom vota și noi. Dar astăzi, atunci, e posibil să avem chiar vot pe această temă. După cum vedeți, față de
ideea inițială, eu nu am mai semnat amendamentul. E posibil să se schimbe situația acestui amendament la Camera Deputaților care este decis? Dacă se va decide la nivelul coaliției așa, da. Nu s-a luat o decizie, nu s-a luat o decizie legată de acest subiect. Deocamdată e o decizie care a fost luată la nivel guvernamental. Decizia asta este în vigor. Dar ar fi banalizare care USR și UDMR au anunțat clar că nu susțin acest amendament. Care va fi poziția Partidului Național Liberal cu privire la amendament? V-am spus, Partidul Național Liberal va vota așa cum se decide la nivelul coaliției. La anexa 703 ați avut mai mulți colegi, mai ales din Brancea, vorbim și de domnul Ion Ștefan și de domnul Dancă, care fie au votat împotrivă, fie s-au abținut de la vot. Care este motivul pentru care, iată, parlamentari PNL au votat împotriva guvernului? Așa cum am anunțat, am susținut în Parlament legea bugetului de stat și legea bugetului asigurărilor sociale de stat în forma în care au fost adoptate de guvern. Atât articolele, cât și toate anexele. Parlamentul, în dezbaterea parlamentară, a adoptat și legea bugetului de stat, și legea bugetului asigurărilor sociale de stat, în forma în care au fost adoptate de guvern. Și colegii dumneavoastră, de ce au votat invers? A fost la un amendament. Dacă ne puteți spune, vă rog, câți consilieri personali aveți la Camera Deputaților și eventual care sunt aceștia? Nu știu dacă statutul lor e de consilieri personali. Sunt consilieri în cadrul cancelarii. Câți aveți? Nu pot să vă precizez număr. Am consilieri. Domnule Or, dar strică principiul... Consilieri care sunt în cadrul cancelarii președintelui Camerei Deputaților. Acest drept îl au acei... oameni care dețin funcții de demnitate publică, indiferent că este vorba de premier, de președintele Camerei Deputaților, președintele Senatului, miniștrii, secretarii de stat. Domnule Orban, premierul vorbea astăzi despre un amendament pe care urmează să depună Partidul Național Liberal sau Coaliția la o lege pentru a da pedepse mai aspre pentru cei care nu respectă regulile, mai de restaurante, baruri, pe lângă amenda pe care o primesc, să fie și închisă o perioadă mai lungă de timp. Nu, e o propunere, e o propunere ca să se modifice un act normativ, o ordonanță, care cred că e în dezbaterea Senatului, astfel încât să se permită suspendarea autorizației de funcționare în cazul restaurantelor sau altor activități, în cazul în care, în mod repetat, nu sunt respectate măsurile de protecție sanitară. Dumneavoastră sunteți de acord cu acest lucru? Păi această posibilitate există astăzi și pentru emitenții autorizațiilor de funcționare, care sunt primari. Această modificare ar presupune ca nu doar primarii, ci și instituțiile care au atribuții de control, în special poliția, să poată să emită această decizie după controale în care se constată că în mod repetat o societate nu a respectat normele de protecție sanitară, să poată să dispună această măsură. Și nu susțineți? E în dezbatere. Păi înțelegem că amendamentul a fost deja respins și premierul spunea că a avut această solicitare împreună cu ministrul de interne, dar în Comisia de Apărare a fost respins amendamentul. Până la adoptarea actului normativ, el va ieși de la Senat, va trece în Camera Deputaților. Dacă va ajunge în Camera Deputaților, eu susțin acest amendament. Strict ca principiu, înțelegem că nu am luat o discuție, dar strict ca principiu, Partidul Național Liberal, în urma negocierilor funcțiilor care sunt acum pe masa coaliției, ar putea PNL să obțină atât șefia TVR, cât și să numească avocatul cu funcție în funcție? Sau fiecare... partid din coaliția de guvernare trebuie să-i revină una dintre cele trei. Când vom lua o decizie legată de aceste subiecte, în cadrul coaliției o vom face publică. Fiți încrezătoare că o vom face publică. Puteți explica de ce s-a negociat la pachet? De ce se negociază la pachet Avocatul Poporului cu trei instituții media publice? Că nu înțelegeam de ce. Asta nu știu de ce se prezintă ca fiind o... Toate sunt discuții la nivelul coaliției, care sunt discuții distincte. Obiectivul nostru este să garantăm pentru cetățenii români că există un avocat care să apere drepturile cetățenilor, de asemenea să garantăm o televiziune
obiectivă, o televiziune eficientă, o televiziune care să informeze corect, o televiziune care să aibă cu adevărat emisiuni educative și culturale și care să fie totuși un reper în funcționarea mass-mediei. Despre asta vorbim. Obiectivele noastre nu sunt să negociem persoane, ci până la urmă să asigurăm revenirea în cadrul misiunii pe care o au și în cadrul prevederilor legale acestor instituții extrem de importante pentru societatea românească. Intenționează coaliția ca în perioada următoare să modifice legile de funcționare și organizare ale SRR, SRTV și alte presă? Există grupuri de lucru care analizează această posibilitate. În cazul în care vom avea propuneri de îmbunătățire a legislației, le vom prezenta public. Există un scandal izbucnit astăzi între ministrul Sănătății Vlad Voiculescu și premier pe tema testelor, a publicării în formă de teste din fiecare județ, fără anumite avize. Întrebarea este dacă testele care au fost, numărul testelor anunțate anul trecut, când dumneavoastră erați premier, au fost cele reale. Dacă a existat transparență și în perioada în care dumneavoastră erați premier și erau făcute publice cifrele legate de testările din fiecare județ. Deci noi am făcut publice toate cifrele așa cum erau raportate de centrele de testare. Sunt convins că se păstrează acest sistem de raportare, s-ar putea să fie vorba despre altceva. Eu n-aș spune că există un scandal între premier și ministrul sănătății. Dar nu vedeți aceste testare, pentru că cei doi se contrazic public. A încălcat vreo lege în momentul în care a prezentat public defalcat numărul testărilor pe fiecare județ? S-a încălcat legislația? Este o chestiune care vizează funcționarea guvernului. Vă rog să cereți puncte de vedere din partea premierului și a ministrul sănătății. Dar știți cine este instituția? V-a spus premierul că ce instituție l-a sesizat cu privire la acest aspect? Ca premierul să ia decizia? Nu am avut în discuție acest subiect. A fost atunci domnul Vlad Voiculescu și la întâlnirea coaliției. A fost la întâlnirea coaliției, dar miniștrii care au participat la întâlnirea coaliției au participat pentru a susține argumente pentru propunerile care le-au formulat în cadrul Planului Național de Reziliență și Recuperare. Mulțumesc! Și o întrebare. Am văzut că ați oferit astăzi flori și cadouri doamnelor, colegelor. Aș vrea să vă întreb dacă nu ați încălcat cumva recomandările făcute de ministrul Vlad Voiculescu, care spunea că ar fi mai bine... Nu mi-a recomandat să nu ofer... O atenție, un mic cadou către doamnele și domnișoarele care mă întâlnesc în cursul zilei de astăzi. Vă doresc sănătate și la mulți ani, doamnelor și domnișoarelor.